Rămânem în picioare pentru a citi din Cartea Sfântă, Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 5, și voi adăuga un cuvânt din 1 Corinteni, capitolul 15. Mai întâi, Romani, capitolul 5, versetul 17. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 45 la 47. De aceea este scris: omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Potrivit cu cele exprimate prin cântări, potrivit cu ceea ce am citit, drept salut și binecuvântare vă citesc din 1 Petru, capitolul 1, parafrazând versetul 1 și continuând să citesc selectiv până la versetul 9. Către aleșii care trăiesc ca străini, prin Timiș sau Caraș, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji păstrată în cerul pentru voi. Versetul 9. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Amin. Pentru ca să putem avea un final binecuvântat acolo în împărăția lui Dumnezeu, suntem și în această seară aici. Aleluia. Ocazia o care am slăvit numele Domnului și am vrea cu adevărat să fie slăvit prin viețile noastre. Am pe inimă un cuvânt pe care am fost îndemnat să-l intitulez primul sau al doilea Adam, înfrânt sau biruitor. Și să știți că, deși vom vorbi despre primul Adam, protopărintele nostru, soțul Evei, și despre Domnul Hristos, numit în Scriptură al doilea Adam, de fapt e vorba de noi. Pentru că fiecare dintre noi se poate regăsi în prima ipostază sau în cea de-a doua. Dacă rămânem doar în prima în care suntem în mod natural, altfel n-am exista. Nu există altă origine a vieții decât cea adamică. Dar dacă nu vom cunoaște cealaltă ipostază, atunci vom împărtăși până la capăt soarta lui Adam, căruia Dumnezeu i-a spus: țărână ești și în țărână te întorci. Dar dacă se va întâmpla cu noi minunea nașterii nou finalizată cu o maturitate în Hristos, atunci ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus, care este sus în ceruri în slavă, se va întâmpla și cu noi. Amin. Diferența între cei doi n-a fost mare la început. Amândoi s-au născut în mod supranatural. Diferența e la sfârșit. Și să știți că între pocăiți diferența nu-i mare la început. Toți sunt iertați pe loc. Diferența mare e la sfârșit. Să ne dea Dumnezeu harul să știm unde să privim. Să știm ce urmează, că nu cumva să ratăm acest final binecuvântat. De aceea vă provoc, vă îndemn,
să vă cercetați fiecare în lumina Sfintelor Scripturii. Asta numai dacă vreți să n-aveți de-a face cu Domnul Hristos, despre care am cântat, despre care l-am slăvit, să vă spun în ziua aceea, nu vă cunosc. Și noi să fim de altă părere, să spunem că îl cunoaștem și asta să fie exact de la slujbă, scrie textul din Luca 13. Asta ar fi o tragedie maximă, alta mai dură n-ar putea să fie decât să visezi că ești în rai și când colo te uiți și nu numai că scrie, guști, experimentezi și asta nu doar pentru un timp scurt, ci pentru eternitate, pierzare. De aceea problema este imperativ și trebuie pusă în modul acesta. Vreau să ne întoarcem la textul din Romani, capitolul 5, și trag nădejde că Domnul ne va da lumină și har. Romani, capitolul 5, recitim versetul 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit, vă este cunoscut și textul din Efeseni 2, că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Și fac o primă mențiune că unii cred că n-au păcate mari, poate chiar unii cred că numai au greșeli. Moartea domnește prin greșeli, n-are probleme. Nu trebuie să comiți mari păcate. E suficient să faci greșeli și moartea te-a luat în primire. Te-ai dus. E suficient să se scurgă sânge printr-o singură venă și organismul să nu intervină și când s-a scurs tot, chiar dacă durează asta 3 zile, tot mori. Dar scrie în continuare aici, și asta vă rog să fiți atenți, că nu este greu să observăm că moartea domnește, că doar înmormântările sunt la ordinea zilei. Dar scrie aici în partea a doua a versetului ceva ce ar trebui să ne dea de gândit în mod profund, nu simplist. Cu mult mai mult, cei ce primesc, și apare o expresie care n-aș vrea să o uităm, în toată plinătatea. Și dacă nu-i toată plinătatea, rezolvată problema? Eu zic nu. În toată plinătatea. Pentru că dacă v-aș întreba dacă ați primit pe Domnul Hristos, dacă îl cunoașteți, ați spune da. L-ați primit în toată plinătatea? Dacă aș întreba, ați primit Duhul Sfânt, ați spune da. Sunteți plini? Scriptura dă asigurări în condiția toată plinătatea. Și nu-i singur loc în Scriptură în care Apostolul Pavel menționează așa ceva. Dați-mi voie să adaug Efeseni, capitolul 3. Scrie aici, de la versetul 16, era o rugăciune primordială a apostolului. Și rog a potrivit cu bogăția slavei sale. Observați bogăția, de unde ne izvorăște, de unde ne curge nouă plinătate. Să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe. Și începe cu dimensiunile. Lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea. Corespunde mare. Ca să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Adică noi nu trebuie să devenim un Hristos în miniatură sau un asemănător cu Hristos. Cum avea o soră mai în vârstă, obicei să spună despre un băiat care mergea să mă ajute, dar uneori mai făcea și postne. Zicea ea, este aproape cum se cade. Acest aproape din împărăția lui Dumnezeu nu te duce nicăieri, decât să vezi ușa pe din afară și să te pierzi la limită. Ca să ajungeți. Dragii mei, în ritmul în care creștem, în ritmul în care ne sfințim și ne înduhovnicim, ne ajunge 70-80 de ani sau ar trebui să trăim cât Metusala? Împărăția se ia cu năvală. Repet, să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Doamne, lucrează! Amin.
De aceea scrie același apostol Pavel, vă citesc și din Coloseni, capitolul 1, versetul 27, Dumnezeu din nou este amintit aici, bogăția are de unde să dea, el nu-i sărac, nici l-a sărăcit peste mii de ani. Versetul 28 și 29, pe el le provdim noi și sfătuim pe orice om, nu doar slujitorii, nu doar predicatorii, și învățăm pe orice om, insist asupra ideii, repetându-o, ca să înfățișăm pe orice om, e a treia repetare, desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Și mă întorc la Efeseni citindu-vă din capitolul 4 și îndemnându-vă să nu lipsiți de la adunare, să lăsați aceste părtășii și darurile sfinte să vă desfârșească, pentru că scrie apostolul Pavel aici, că toate au fost date, versetul 12, de la apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, pentru desfârșirea sfinților. Asta în vederea mântuirii sfinților. Până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii și din nou apare expresia în discuție, plinătății lui Hristos. Doamne, când predicăm așa, ne vine să zicem, cum au spus ucenicii când le-a spus să ierte, a zis, Doamne, mărește-ne credința întâi, ca să putem crede, să știm, să nu spunem ca și Nicodim, se poate? Domnul a spus, dacă nu se poate, nu se poate să intrăm în împărăție. De aceea, Doamne, mai zic o dată, îndură-te de noi. Amin. Revin la Roman 5 cu 17, scrie în continuare aici că cei ce vor primi în toată plinătatea, harul și darul, de ce sunt repetate? Cred că e vorba de lucruri distincte, chiar dacă profund asociate și complementare. Vă spuneam că începutul nu-i greu. Harul se primește la început. O porție întreagă de har și de dar, dacă vreți, numai că darul și harul înseamnă o permanentizare. Pentru că scrie aici, cei ce vor primi harul și darul neprihănirii vor domni în viață, adică vor avea o viață de biruință. Domnitorii domnesc. Mai că poate uneori se întâmplă, cum zicea Solomon, că a văzut rob călare și voivoz umblând pe jos. Dar asta e rău. Povestea un frate din județul Botoșan că a venit la el un vecin și a relatat o experiență. Se întorcea cu mașina de la București, în nordul țării, la ieșire din Buzău, era pe înserate, pană la mașină, un Golf 4, să caute roata, nu-i. M-am umblaseră și nepoții cu mașina. Băi băieți, unde e roata? Am dat-o la cutare. Las că te scurci tu, bunicule. Se uita ce să fac. Se oprește lângă el un jeep, un tânăr. Lasă geamul jos. Pot să vă ajut cu ceva? Bătrânul foarte bucuros, dar în același timp a măsurat situația și zice, dar nu te pleci dumneata să îmi rezolv roata mea. Îți mulțumesc pentru intenție. Și șoferul insistă. Pot să vă ajut cu ceva? Auzi, dragă, te văd așa îmbrăcat bine, faci depanare la mine. Și omul zice, pentru a treia oară, ai roată de rezervă? N-am, pune-o pe asta sus. Când deschide haionul sau deschide la portbagaj, acolo un costum de haine curat, dar unde s-o pun? Să pun ceva de desubt? Pune-o numai acolo! Pleacă omul, trece o jumătate de oră. Păi, doar dacă a fost o glumă, nu i-am luat nici numărul de la mașină, aveam 4 roți, acum am 3. După 45 de minute, că probabil n-a găsit repede, se întoarce omul înapoi, spune, ia-ți roata. Alt cauciuc, primul era afectat deja. Nu te mai țin după mine, înainte de o pune, spune-mi cât costă. Nu te costă. Cum? Păi și depanarea, drumul, cauciuc. Vreau să plătesc. La care el zice, dacă vrei să plătești, du-te, fă și tu la fel. Ridică geamul și pleacă. Și când a auzit fratele relatarea aceasta, îi zice vecinului nepocăit, omul ăla cu jipul a fost fratele meu. De ce ai tu rudenii la Buzău? Zice, nu,
Omul acela trebuie să fie pocăit sau cel puțin să fie credincios că el ți-a spus niște cuvinte care figurează în Biblie. Și numai unul care știe Biblia putea să spună un verset din Biblie, cel mai potrivit în acea situație, du-te, fă și tu la fel. Și zicea fratele, 2 săptămâni m-am tot gândit, o fi pocăit acela, n-o fi pocăit, dar gândul mai profund era următorul, oare eu ce făceam acolo? Oare eu dădeam aceeași dovadă de bunăvoință, de jertfă? Dragii mei, vă întreb de la 1 ianuarie, că poate v-ați luat angajamente sfinte, ați reușit să domniți? Ați fost biruitori? Poate vă spune, frate, noi biruim 3-4 zile, 2 săptămâni, o lună, dar este câte o zi grea. Ascultați-mă ce vă citesc din Efeseni, capitolul 6. Spune Scriptura aici că noi domnim în condiții de război. Îndemna Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, dacă vreți plinătatea lui Dumnezeu. Versul 13 insistă, luați toată armătura, pentru că e echivalentul la toată puterea, toată armătura, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Deci nici nu mai vorbim de zilele bune, când nu te supără nimeni și primești cadouri și așa mai departe. Luând în calcul chiar momentele cele mai grele de ispită. Doamne, ajută, zicem ca psalmistul. Și el continua spunând, Doamne, dă-i zbândă. Vor domni în viață. Și dacă nu domnim în viața aceasta, dragii mei, trageți nădejde să domnim în cea viitoare? Nu. Domnia, biruința, începe de aici. De aceea spune Apostolul Pavel, Roman, capitolul 8. Citesc de la versetul 36. Cine va despărți de noi de dragostea lui Hristos? Și enumeră posibilități, necaz, strâmtorare, prigonire, foamete, lipsă de îmbrăcăminte, primești, sabie. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, deci chiar dacă ar fi ca în fiecare zi să avem probleme. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Amen. Nu se leagă versetele astea împreună? Se leagă, dar la noi se leagă? Sau se dezleagă și se deșiră cu gândurile odată. Doamne, ajută-ne să rămânem tari. Amin. Pentru că dacă primim în mod simplist problema, cum se vrea, în vremea noastră, mă refer în plan mondial, revin la Roman 5, ca să mai spun ceva din următoarele două versete, spune Scriptura aici în versetul 18, astfel, dar cum printr-o singură greșeală, apropo de greșeli și păcate, și numai o greșeală te-a dus, a venit o osândă, adică o condamnare irevocabilă, care a lovit pe toți oamenii tot așa printr-o singură hotărâre de iertare. Deci oamenii nu sunt iertați din oficiu ca voi Domnul Hristos. S-a luat o hotărâre ca oamenii să fie iertați și fiecare când vine la crucea Domnului primește iertare. A venit pentru toți oamenii o hotărâre din împrehenire care dă viața. Și revine versetul 19, că după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, adică asta e procesul, prin greșeală sau păcat devii păcătos, asta aduce o sândă și moarte. Tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Și această ultimă parte a versetului privită scoasă din context și superficial, putem să spune, dacă Domnul Hristos a fost neprihănit, adică ascultător, cum scrie în verset, noi toți suntem neprihăniți. M-am dus odată la o conferință undeva într-o țară în Europa și când am întrebat pe Domnul dacă să mă duc sau nu, mi s-a spus să mă duc, dar să nu-mi pun mari speranțe. Și a văzut prorocul în vedenie un hop amitică, știți cum îl pui? Zici că nu l-ai așezat.
Însă acolo am vorbit și printre altele, odată în timp ce steam la masă, că a fost conferința 2 zile, vine o soră la mine și spune: frate, trebuie spus lucrurile apăsat, să ne organizăm, să fie viața de biserică frumoasă. La care eu zic: păi trebuie spuse, că altfel ne pierde mântuirea. La care ea zice: nu, asta nu-i problemă, mântuirea nu se pierde, asta a rezolvat-o Domnul Iisus. Atunci mi-am amintit de acel hop amintic. Oameni care n-au nicio grijă, nu? Uite, se uită acolo, prin ascultarea unuia singur, toți sunt neprihăniți. Deci a fost neprihănit Domnul Iisus și pe bonul lui, pe chitanța lui, intrăm toți. Intrăm în prima zi și a doua zi, pe chitanța noastră alături de-a lui, sunt o două. Că spunea Apostolul Pavel în Galateni 6, și răspunde asta încă din Galateni 2, cu 20, am fost răstignit, dar sunt unii din nefericire naivi și superficial care cred că numai Domnul Hristos a trebuit răstignit. Și noi stăm pe divanele noastre până murim în puf. Am fost răstigniți și noi, pentru că altfel iară facem greșeli, iară comitem păcate. Și am domnit o zi și a doua zi, iar ne-am dus. Sau nu e așa? Vă întreb fizic vorbind, dumneavoastră, dacă nu mâncați, dacă nu vă odihniți, dacă nu respectați condițiile de existență, puteți să munciți, puteți să vă continuați viața? Câte zile puteți să munciți fără să mâncați? Veți putea câteva zile, nu? Vă descurcați și să semănați primăvara și să cerați toamna fără mâncare. Eu am o vorbă, omul atâta e de tare, o zi duce plugul. Seara dacă nu-l pui să culce și nu-i dea să mănânce, a doua zi nu mai cu ce vorbi. Concediu medical. Dar interesant este că noi credem pentru suflet că ne-a făcut Domnul Hristos o perfuzie la toți acum 2000 de ani și nu mai avem grijă. Sau ne face una când ne pocăim și perfuzia aceea ne ține până murim. Să fie oare așa? Nu e așa. Adică ascultarea lui a rezolvat trecutul nostru a tuturora. Asta da, și mulțumim pentru aceasta. Aleluia. Dar ascultarea lui nu trebuie să determine și ascultarea noastră. Oare n-am fi noi niște copii răi și obraznici care după ce am fost scoși din mocirla lumii, spalați, sfințiți și puși în rând alături de el, a doua zi să ne tăvălim din nou și lângă haina lui frumoasă să apărem cu murdăria noastră de alaltă ieri? N-am fi noi neserioși. Știți, pilda acelui rob nemilostiv, Matei 18, 21-35, avea o datorie imensă, 10.000 de galbeni, și-a plâns că l-aștepta pușcăria pentru toată casa. Te rog să mă ierți, a fost un stăpân bun, dar Dumnezeu e mai bun decât toți. Că în raport cu el nu mai este altul bun. El e prea bun, spune psalmistul. Și când a ieșit afară, l-a prins pe unul datorie 100 de lei. Și ăsta nu că nu plătește. A zis: mai îngăduiește-mi și îți plătesc. Nu? Gata. Și ce s-a întâmplat cu harul cel primise el? I s-a încărcat, a fost din nou dator cu 10.000 de galbeni. Dar problema s-a complicat de tot. Că nu mai scrie în pildă de acum când ar fi urmat să-l ierte stăpânul dacă se cere iar de iertare. Vedeți? Să faci pușcărie pentru 100 de lei când ai scăpat de pușcărie de vreo 10.000 de galbeni. Dumnezeu să aibă milă de noi. Mai citesc ceva doar din Roman 6, în aceeași idee, ca să conștientizăm ce har ni s-a dat și să nu risipim acest har, să nu păcătuim că harul e așa din oficiu. 6:23, la o privire superficială, fiindcă plata păcatului este moartea, și asta ne sperie, dar darul fără plată lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și asta pe unii face să se culce. E dar fără plată. Nu avem nicio grijă. Da, e dar fără plată că n-avea cine să plătească.
N-avea nimeni cu ce să plătească. Noi toți am fost vinovați și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nici cei bogați, scrie în Psalmul 49, n-au cu ce să se răscumpere. Nici oamenii care au mai făcut fapte bune n-au cu ce să plătească. Că ei toți sunt datori lui Dumnezeu, cât bine ne-a făcut de când ne-am născut, slăvit să fie în veci. E dar fără plat. Așa cum chema Domnul prin Isaia, veniți și cumpărați toți, fără bani și fără plat. Nu chestionăm oameni la ușa bisericii când vin. Deschidem amândouă ușile și le mai spunem încă două vești bune, că și Domnul tot două ușa a deschis, dar nu una lângă alta, una la început și una la urmă. Și vrea să intrăm pe amândouă biruitori, amin? Numai că scrie în versetul 22, dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat, fără plată, cum aminteam, cum e scris, și v-ați făcut robi al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, observați ideea de început și de sfârșit. Și acum încorporăm versetul 22 în 23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică. Și asta când? Când avem ca rod sfințirea. Atunci sfârșitul este viața veșnică și asta nu prin puterea noastră, ci așa cum am citit în capitolul 5, aici în 6, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragii mei, vreau să vă spun două lucruri. Ce am spus până acum, luați-o ca o dezbatere în care am vrut să vă aduc în condiția de a înțelege că avem nevoie ca să fim biruitori prin crucea Domnului Hristos și crucea noastră. Și să trăim o viață fără eu, o viață plină de El. Condiție în care ceea ce El a reușit, vom reuși și noi prin El, slăvit să fie Domnul. Să vă dau o simplă imagine. Imaginați-vă, stimați bărbați, așa e că ați vrea să vă asculte nevestele, să vă înțeleagă. Dar vă rog să vă imaginați ce simplu ar fi pentru femei să vă asculte dacă Duhul dumneavoastră, adică tot ce gândiți, toate ideile care vă vin, toate dorințele și toate planurile, s-ar transmite așa ca printr-un computer în mintea nevestei. Știți cum ar fi asta? Numai ți imaginezi ce ai vrea să mănânci și ea deja și deschide frigiderul și ia de acolo ce trebuie. Numai te-ai gândit că unde vrei să te duci și a și calculat distanța pe hartă, bătut în GPS deja. Numai ți-ai făcut un plan la cine trebuie să dai bani în numele Domnului și ea deja și eu și numărat aproape. Că mintea ta ar fi mintea ei. Dacă vă rog, gândiți-vă, când Duhul lui Dumnezeu vine în mintea noastră, n-ar trebui să fie aceeași relație? Numai așa a făcut Dumnezeu de plan ceva și noi? Odată a vorbit Domnul și de două ori am înțeles, am auzit eu. Dar dacă nu vine Duhul Dumnezeu în noi, apoi îi trebuie mult să ne convingă, îi trebuie tot cât de doi predicatori, doi proroși la unul. Și pentru unii tot e puțin. Și asta pentru două zile și iar de la capăt. Dar când vine Duhul Dumnezeu în mintea noastră, zice Pavel așa, dar ori eu, ori ei, noi așa provduim și voi? Pentru că Dumnezeu are putere să-i umplă mai mult odată cu Duhul Sfânt. Păi vă mirați de ce erau toți una? Merge Apostolul Pavel cu îndrăzneala până acolo și să nu vi se pară asta o condiție prea înaltă, Filipeni 2. Zice aici, dacă este vreo legătură a Duhului de care aminteam eu în acest exemplu, faceți în bucuria de plin versetul 2 și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Asta însă nu înseamnă depersonificare, nici gândire de grup. Asta înseamnă să fie Dumnezeu totul în toți, așa cum are de plan pentru vecii vecilor. Evident că această unitate era și cu Dumnezeu în primul rând, nu? Ar fi imposibil de gândit să fim noi toți una, dar în opoziție la Dumnezeu. Dacă așa vom fi, atunci se poate să așteptăm mântuirea liniștiți și să întâmpinăm pe Domnul sau să fim întâmpinați, cum scrie la sfârșitul epistolei lui Iuda,
plin de bucurie. Amin. Două lucruri vreau să vă spun și asta de fapt este testul pentru ceea ce am vorbit până aici. Diferența dintre primul Adam și al doilea Adam a fost dată printre altele de faptul că primul Adam a fost înșelat de diavolul să-și obțină independența. Și al doilea Adam a fost ispitit la fel. A fost ispitit în toate felurile, ca Adamul cel din tâi și ca noi toți Adamii. Și Evele, suntem una. Doar os din oase, carne din carne, nu facem diferență privința asta. Cum nici la mântuire nu-i. Diferența e doar în ce privește familia. Vreau să ne amintim de primul Adam și momentul din grădină. Spuneți-mi, vă rog, când Eva și apoi el și-au preparat acea mâncare, un meniu după oferta zilei din partea diavolului, l-au consultat pe Dumnezeu sau nu? Nu. Pentru că diavolul le-a suflat o idee care se pare că a prins în mintea lor, scrie în Genesa capitolul 3, dar Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Și veți avea putere să decideți singuri. Uite, i-a încercat să vedeți. Și ispita asta de a fi independenți de Dumnezeu, de fapt, nu e o independență reală. E doar o înșelăciune demonică, pentru că Scriptura spune foarte clar, nimeni nu poate sluji la doi, dar există posibilitatea să nu slujești nici la un stăpân? Nu există, aici e problema. Deci independența noastră e falsă, imaginară. Veți fi ca Dumnezeu. Vă dau alt citat biblic, Efeseni, capitolul 2, ca să vedeți că independența asta e absolut imaginară, cum mai zic uneori unii tineri. Nu vrem să ascultăm doar de bătrâni, este o modă veche. Ei, nu e problema că și Ieroboam n-a ascultat de bătrâni și că s-a dus după tineri. Asta crea o formă de independență, spune. E problema că a fost înșelați și că nu s-au lăsat călăuziți de Domnul. Spune aici în Efeseni, capitolul 2, versetul 3. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești și făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre. Dacă rămâne numai la versetul 3, am spune, ai văzut? Fiecare o face ce vrea. Numai că în versetul 2 îi prezenta șeful. El îmi lasă niște informații, dar merg încotro, le dictează. Când trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului care lucrează în fiii neascultării. Deci oamenilor le se pare că fac ce vor, cum aminteam un tânăr, face ce vrea, un om oarecare, fac ce vrea, nu comandă nimeni pe mine, democrație, libertate, mai cu seamă în postmodernism, fiecare este independent, poveste. Pentru că toți merg după Domnul puterii văzduhului sau după Domnul Dumnezeul nostru. Că bine a zis Iosua, voi aveți de ales între niște Dumnezei din Mesopotamia sau de la Apus din Egipt sau Dumnezeul lui Iacov. Dar de ce nu ne-a spus? Să știți, există și alternativa să faceți ce vreți aici în Canaan. N-aveți treabă nici cu o zeitate. Nu există această independență, această a treia posibilitate, a treia cale. Ori cu Domnul, ori cu diavolul, de aceea și în final vor fi tot numai două adrese după aceleași interdependențe. Veniți binecuvântații Tatălui, toți care ascultați, că pe asta se cunosc Fiul lui Dumnezeu că ascultă, ca Fiul Său prea iubit, și altor le va spune, duceți-vă cu tătucul vostru, că și voi tot de Tată ascultați. Așa, dragii mei, ori de câte ori avem vreun gând, vreo idee, vreo părere, asta de la a mânca, și a te îmbrăca, că astea au fost primele două probleme a lui Adam și a Evei, nu? Și unii cred că a mânca și a bea, dacă predici despre asta, spun unii, asta e pocăință textilă și pocăință alimentară. Păi astea au fost primele două nepocăințe, una alimentară și una textilă. Nu de aici o porni scandal. Ba da, dacă le excludem, înseamnă că am pornit-o rău din capăt, ca și protopărinții noștri. Orice faceți, fiți atenți dacă nu cumva este o independență sugerată de diavolul, dar independență falsă.
Pentru că ascultați-mă ce vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 10, cuvintele apostolului Pavel, care spunea, incluzând și aceste aspecte, versetul 31, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, adică nu în independență, e slava mea, eu am făcut cu asta, gata. Am mers undeva la evanghelizare și la urmă am servit masa într-o familie și din vorbă în vorbă fratele a povestit, nu s-a mărturisit, că el îi place să joace tenis. Și am spus, frate, vezi că sporturile astea sunt cam țesute cu faptele firii pământești. La care el zice, în concluzie, era la el acasă, nu? Era membru în biserica mea acasă. A noastră, să nu fiu înțeles greșit. Zice el, frate, pe mine numai dacă mă convinge Domnul să renunț la tenis, renunț. La care știți care a fost răspunsul. Dar Domnul te-a convins să joci. Că noi suntem ciudați. Spune că numai dacă Domnul ne convinge, nu mai facem asta. Adică numai dacă Domnul mă convinge, mă puteți voi determina pe mine să umblu îmbrăcată feminină. Dar ce Domnul te-a convins să umbli așa unisex? Ai răspuns la întrebarea asta. Păi numai dacă Domnul mă convinge să dau eu zecioală, dar Domnul ți-a spus că să-ți împarți bani. Vedeți ce ne place să fim independenți. Bietul Adam a încercat independență. Să mânce ce vrea, deși avea ce să mănânce. N-a cutrerat toți pomii, cel puțin la pomul vieții n-a ajuns, așa? Măcar se gustă. Vedeți că omul este înclinat spre rău, cum zice și în cazul lui noi, încă din tinerețe? Apoi când să se îmbrace, l-a întrebat pe Domnul cum să se îmbrace? S-a îmbrăcat așa, după secolul 20. Apropo, știați că până după primul război mondial, hainele la femei erau undeva spre glezne, da? Și că a urcat la genunchi numai după primul război mondial. Dacă cineva nu mă crede, aștept să-mi aduc argumente din istorie, dar n-aveți de unde, că istoria e martoră. Și după al doilea război mondial s-a rupt echipamentul în două, o bucată pe aici, o bucată pe aici. După al doilea război mondial, încă în America și Australia, erau polițiști pe plajă care amendau. Și cândva, într-o biserică, cineva zice, băi, dar nu-i rușine să vină așa la adunare. Ce să răspund? Zic, nu, că s-o obișnuiți și mai rău. Și la adunare se pare că sunt cât de cât acoperiți. Dar asta e independență. Sau nu din independență facem? Ascultați-mă ce vă citesc când a fost ispitit Domnul Iisus. Matei, capitolul 4. La primul Adam, diavolul s-a dus cu mâncare și la al doilea tot cu mâncare. Zici că e filantrop, nu numai bucătar, diavolul. Și vă rog să vă imaginați că diavolul nu și-a permis să meargă la Domnul Iisus cu orice. Dacă ar fi mers la Domnul Iisus, îi spună, auzi, eu spun eu unde la prima casă poți intra să mănânci mai bine, că nu sunt oamenii acasă. Sub nicio formă, Domnul Hristos știa că nu poate fi provocat cu așa ceva, să fure. Vă rog să vă gândiți că i-a propus cea mai convenabilă variantă, Doamne, să nu iei de la nimeni. Uite, piatră, tu ai participat la creație, să nu pui pe nimeni să muncească pentru tine. Altă variantă mai nevinovată decât asta nu există. Oricum ți-ai încheiat postul, cele 40 de zile sunt gata. E cea mai convenabilă variantă ca să nu greșești. Că diavolul când vrea să te păcălească. Știi când vine diavolul la o fată, de exemplu, să-i spună că să se lase curtată de un tânăr din lume, nu o să-i spună, tu știi că ori mai pățit altele ca tine și le-o scos din adunare? Nu. O să-i spună, auzi, ăsta e băiat bun, ăsta numai un pas dacă mai faci, o trecut apa. Și tu poți să faci evanghelizare și tot neamul lui se poate pocăi prin tine. Te vor prețui, vei fi cea mai prețuită în oră. Ceva de genul ăsta vine diavolul și spune. Ceva ce ai putea să înghiți, nu?
Dar nu o să spună ei, vai de tine dacă faci asta. Păi fugi. Numai că nu i-a reușit cu Domnul Iisus. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește-ți independența, puterea și fă-o. Și Domnul a spus, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Observați cum și-a declarat dependența de Dumnezeu. Dacă nu vine de la Tatăl, nu o mănânc. Asta e adevărata stare care te face să domnești. Când nu faci nimic fără Domnul. Spune Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 10, și generalizează aceasta. Sunt patru căciarmele care ne luptăm noi, vorba de biruință, frați și surori. Nu sunt supuse firii pământești, deși trăim în condiția primului Adam, fizic vorbind. Armele care ne luptăm noi sunt întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile, ambuscade să facă diavolul, baricade să ridice. Noi răsturnăm izvodirile minții care ne provoacă la independență. Dacă vrei, fă-o, ai libertate în Hristos. Numai că însă sintagma asta ne condamnă, dacă e libertate în Hristos, trebuie să aprobe Hristos. Să fie măcar două voturi, al tău și al lui. Dar noi avem libertate. Și în Hristos unde? Răsturnăm toate acestea și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și atenție ce frumos scrie aici, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Când îți vine un gând, stimată tânără, stimată soră care mă auzi și ai 70 de ani și încă diavolul tot stă la poartă să te inducă în eroare. Dacă noi am trăit dependența față de Dumnezeu, am fi biruitori întotdeauna. Acesta a fost secretul Domnului Hristos. Spune Scriptura, ai cunoscut versetul Filipeni, capitolul 2, vi-l citesc în acest context. Filipeni 2, de la versetul 7, s-a dezbrăcat de sine însuși, n-a vrut să fie independent sub nicio formă. A luat chip de rob. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Spune Domnul Hristos, Evanghelia după Ioan, capitolul 8, în privința aceasta, versetul 29. Cel ce m-a trimis este cu mine, Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Capitolul 12, și am încheiat ideea aceasta. Versetul 49 și 50, eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl m-a trimis, care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun, auzi? Când îți vei controla gândurile, dacă-ți de la Domnul vorbele și cum trebuie să vorbesc, și știu că porunca Lui este viața veșnică, de aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl meu. Frați și surori, când vorbim, ar trebui să se spună că orice vorbă e de la Domnul. Nu doar în cazul unor descoperiri să fie de la Domnul. Că Duhul Sfânt pentru aceasta ne-a fost lăsat, ca să fim călăuziți în tot adevărul. Așa că vă doresc să vă pierdeți independența pentru totdeauna. Și să deveniți robii lui Hristos. Că scrie în Apocalipsa 22 că ăștia ajung în rai și robii lui îi vor sluji. Dar grupul parlamentar a independenților nu ajunge în rai. De altfel v-am spus că nici nu există așa ceva în mod real, în plan spiritual. Nu există decât ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul. Ori comiți greșeala lui Adam, ori vei fi atent și vei birui ca Domnul Iisus. Amin? Și al doilea test. Adam a fost influențat de oameni și s-a încrezut în oameni. Domnul Hristos nu s-a lăsat influențat de oameni și s-a încrezut în Domnul. Pentru că primul pericol ne vine de la diavolul prin euul nostru și al doilea pericol vine tot de la diavolul prin cei din jurul nostru. Știți că nu Adam a gustat primul. Doamna a fost înșelată. Și spuneți-mi, vă rog, bărbaților, auziți și dumneavoastră,
S-a mai repetat vreodată în istorie ca bărbații să fie ispitiți prin femei? S-a mai întâmplat? Se întâmplă și invers. Scrie în 2 Timotei 3 că sunt bărbați care se vâră prin case. Deci păcatul merge ori așa, ori așa. Și poți fi influențat de cei din familie, de prieteni, de predicatori, de proroci, de îngeri, de lumină chipurile. Da? Luați în calcul aceste posibile influențe sau nu? Adam a fost influențat și apoi degeaba s-a scuzat spunând: uite-o aici, vezi, iau deschis ușa. Adame, nu te scuza că aveai și tu ușa la cameră. I-au deschis numai la camera de zi, dar apoi la dormitor ți-ai deschis-o tu. Cum spune odată un bărbat, zice: frate, mă mustră conștiința în privința nașterilor de copii, la care eu întreb direct: și cine face șmecherii, tu sau ea? Păi eu, că e mai ușor. Dar ea e de vină, nu? Măi, omule, de ce ești ipocrit? Fii realist. Dai vina pe ea și tu ești complice la greșeala ei. Bancă întotdeauna, generalizând, vorbind, bărbatul e mai vinovat decât femeia. Și totdeauna judecata al Dumnezeu începe de la cei din frunte, de la conducător, nu? Vreau să vă amintesc câteva cazuri din Evanghelii. Noastră le știți. Mă, problema e că le uităm când ar trebui să ne aducem aminte. Știți când s-a dus Domnul Iisus la Ioan Botezătorul să fie botezat și i-a spus Ioan? Cumva i-a sugestionat să nu fie botezat, așa-i? Și a spus Domnul Iisus: lasă Ioane că așa trebuie, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Este cineva aici care e influențat de altul, poate chiar de cineva ca o autoritate. M-au zis recent o mărturie a unei femei căruia Domnul, după ce a hotărât să citească în Biblie, în loc să piardă vremea, să se roage cu soțul, Domnul le-a vorbit: trebuie să te botezi. S-a dus la preot și a zis: părinte, o fi drept ce am avut eu un vis? Și după insistență și văzând sinceritatea ei, el a zis: e drept, dar dacă află oameni, eu am probleme. Trecem mai departe la alt exemplu. A intrat Domnul în lucrare. Știți că a venit mama și frații lui să-l cheme și să-l iei de acolo, Marcu 3. S-a dus Domnul măcar afară să fie influențat de ei. Nu s-a dus. Ioan 7, puțin mai târziu. Frații lui: dacă vrei să faci ceva, arată-te lumii. Tu nu te sui la praznic. Mă sui când o să aud eu clopoțelul că mi-a spus tata să pășesc. Un caz poate mai greu, Matei 16. Le-a spus Domnul că urmează să pătimească și scrie aici, de la versetul 22, Petru l-a luat deoparte, a început să-l muse, zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satan. Dragii mei, aveți curaj să spuneți la cei apropiați: vezi că îți amintești ce a spus Iov la nevastă. Vezi că îți amintești ce a spus Domnul la Petru. Tu deja ești influențat. Păi când a venit nevasta lui Iov, Iov 2:9, știi ce cuvinte i-a propus lui Iov să rostească? Blastă-mă pe Dumnezeu. Era exact, i-a trimis diavolul prin telefon, copy-paste. Uite, zi mesajul ăsta. Că pentru asta era discuție în cer. Dar nu s-a lăsat influențat. Și aici mi se pare mie că suntem tare slabi. Nu că cedăm la prima provocare, dar diavolul știe principiul stăruinței. Bărbaților de Samson ați auzit, da? S-o dat de gol de prima dată? Nu, a fost influențat până la urmă. Total. Asta ni se cere nouă ca pocăiți. Să nu ne lăsăm influențați și să-L ascultăm pe Domnul.
Pentru că e scris, vor veni Hristoși mincinoși, proști mincinoși și vor înșela pe? Culmea. Scrie că vor fi înșelați mulți și noi întotdeauna credem că suntem din cei puțini neînșelați. Dar riscul e foarte mare. De aceea să fim atenți, dragii mei. Poate un cuvânt de referință în privința aceasta e Ieremia, capitolul 17. Spune Cartea Sfântă aici, într-un mod foarte categoric, versetul 5, blestemat să fie omul care se încrede în om și se sprijinește pe un muritor. Și asta se întâmplă în timp ce își abate inima de la Domnul. Așa a zis fratele. Am avut un prorocie, pot să spui. O fi fost prorocul adevărat, s-a interpretat corect. Mie fratele cu tare mi-a spus. Și fratele are cheile de la ușa raiului, nu? Vezi că le are de la ușa asta prima, de la a doua la Domnul. Și scrie mai departe aici, un astfel de om care se lasă influențat, e un nenorocit, care nu vede fericirea. Dar de la versul 7, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. A cărui nădejde este Domnul, este ca un pom sădit lângă apă care își întinde rădăcine spre eu. Nu se teme de căldură când vine, rămâne verde în anul secetei și nu încetează să aducă roadă ăștia. Da, ăștia au ca rod sfințirea, că nu se lasă influențați de oameni. Că așa se vor găsi tot timpul, băieți care se cheme la fotbal, femei care să-ți propună ce și cum să faci, bărbați care să te țină de povești și să spună că doar asta nu e o problemă dacă clevetim și vorbim așa ușuratic. Doar viața se pierde prin lucruri mărunte, dragii mei, de-aia am punctat ideea de greșeală. Mi se pare că nu e mare lucru. Dar dacă greșeala asta ne este imputabilă nouă sau poate altora datorită influențelor lor și nu rămânem în ascultare de Domnul, suntem înfrânți. Doamne, fie-ți milă de noi! Amin. Așadar, amintiți-vă de Domnul Iisus că nu a fost influențat de nimeni. Sau cunoașteți vreun caz în Evanghelie în care a fost influențat? Nici măcar atunci când a zis Marta, spune să-mi ajute! Nu. Nici când a zis unul, auzi, spune la fratele meu să împartă cu mine moștenirea. Cine m-a pus pe mine? Nici când au zis doi ucenici, vrei să zicem să pocoare foc din cer? Auzi, voi nu vedeți de ce Duh să călăuziți? Nici când au venit aceiași doi cu mama împreună și a zis, zi să-l pună pe un, ăștia doi în comitet. În comitetul veșniciei. Au zis, nu depinde de mine, totul e la Tată. Nu s-a lăsat influențat de nimeni. Vă doresc să fiți invincibili, dar pentru asta învățați-vă să nu fiți influențabili. Asta, să nu cumva să o interpretați greșit și apelați la Iacov 3, înțelepciunea care vine de sus, e ușor înduplecătoare, la rău? La bine, frate. Odată să te înduplece unul să mai iei o zi de post pentru el. Dar să te înduplece unul să mănânci undeva cu cei despre care Ieremia a zis, am stat singur deoparte, că m-am umplut de mânie, cum să mă duc eu acolo la ospețele lor? Nu la asta să te îndupleci. Deci să nu confundăm lucrurile. A te îndupleca cineva sub călăuzirea Domnului înseamnă, de fapt, să n-ai independență, să fii rob. Dar a te influența cineva la rău înseamnă să fii influențat de unul și de altul. Doamne, fie-ți milă de noi. Ne oprim aici. Frați și surori, mântuirea este simplă sau complexă? E și, așa e? Am fost mântuiți. Așa de simplu încât numai o dată dacă auzi și crezi, te și trece pe listă. Nu contează câte datorii ai avut, nu trebuie să te ierti în rate. Nu, tot odată. Dar e și complexă. Pentru că din momentul în care ne-am întâlnit cu Domnul și până vom ajunge de fapt la El, în văzduc sunt multe duhuri, dar asupra lor Domnul vrea să ne dea biruință. De aceea avem un mare preot milos, de aceea ni s-a dat Duhul lui Dumnezeu, de aceea există adunare și daruri și slujbe,
ca să ne încurajăm, să ne îndemnăm și să fim biruitori. Amin. Da, numai că asta se poate numai în condiția unei dependențe totale de Dumnezeu. Altfel suntem ca un satelit scăpat de sub control, se va pierde neant. Numai în condiția în care ne vom încrede în Domnul și nu ne vom bizui pe muritor. Nici dacă există un vot majoritar, amintiți-vă de Iosafat și Ahab, câți proroci au spus du-te la război? Iosafat a zis nu, avea o gândire așa ca la ONU, dacă vreunul din membrii permanenți s-o pune, nu-i valabilă hotărârea. A zis, dacă Dumnezeu Tatăl nu decide asta, Domnul Iisus nu-i pe... A zis, nu mai are proroc. A zis, mai este unul, dar ăsta sigur nu votează așa. Apoi, dacă nu votează, numai culmea e că Iosafat s-a lăsat influențat. Vedeți influențele ce putere au. Și vă citesc în încheiere din Coloseni, capitolul 2, asta pentru a slăvi încă o dată pe Domnul Hristos și a ne întări noi. Să nu spună cineva, frate, eu tot am încercat și n-am biruință. Să încearcă și cu variantele astea. Că sunt biblice și Domnul să dea o biruință deplină. Coloseni 2, vă trebuie pe voi care ați morți în greșelile voastre, aceeași idee o greșeală, în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El. După ce ne-a iertat toate greșelile, să nu mai lăsați pe diavolul să vi le amintească, versul 15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Doamne, dă-ne și nouă biruință. Amin.